Bună, mea, eu sunt Ulf și ce-am stat? Bine, tot ce contează e că este episodul 2 din Minecraft modat. Și eu, ca de obicei, uita să pun timer-ul. Stați puțin. E, pun și eu pe aici un cronometru dacă găsesc. Bine, am găsit 10 minute, o să fac ca de obicei 10 minute. Și a, ce credeți noi? Că noi o să facem aventura mine. Da, nu o să fie așa de plictisitor, noi să minăm. Plictisitor. La asta vă gândeați când am zis aventura mine. O, eu minează astea, bă, de mă plictisit. Asta fac eu pe Minecraft în fiecare sâmbătă. Nu. O să mergem într-o aventură într-o mină. Deja făcută. Numai să o găsim. Mamma mia, doamne. Bă, mina asta e destul de frumoasă, niște cărbune, bine. E bine cu cărbune, mie. A, acesta este un minerău foarte bun. Merge foarte bine. Sparge foarte repede dacă faci pickaxe. El omoară bine. Nu se găsește așa de rar. La fierul. Cred eu. Mă rog. Asta se găsește mai repede. Se numește certul scoarț. Itemele lui se fac din scoarț. Bine, aici avem niște cupru. Mie-mi place să zic. Da, mai dă și certul scos de dust. Frumos. Noi dacă uităm acum prin mine pentru minereuri, așa am făcut eu odată pe o lume de survival, am găsit ai naibii de mult de minereuri. Ulf, ulf, apatit care nu prea știu ce să fac. Apăs U și mi-arată ce faci cu ele dacă ai not long items. Așa mi-e așa mi îmi face. Nu o să le iau chiar acum pe toate. Avem 4 și 1. N-ajung pentru o zi. Bă, o să-mi iau mai întâi asta. Poate pierd mina după. După aceea mă ceartă Wolf. Până Wolf, eu sunt Wolf. E, câinii. Uite ce avem masă de la scheleți. A, și asta poate ajuta. Ăsta este tin, de care deocamdată nu avem nevoie. Ăsta e tin, nu? Ia mă, ăsta trebuie să fie tin. Tin, de ce am făcut asta? Sunt prost. Bine mai consumăm și asta. După mergem la Ulf. La Ulf. La căței. Bă, cred că aceste pickaxe-uri am găsit în ce spune la început, că nici nu mi-aduc aminte. Și ca de obicei, în descriere aveți Fidobistul. De acolo puteți lua o grămadă de moduri. Mod pe cor, ce moduri? Bă, de ăștia de nu avem nevoie. Ce am văd eu în zare? Doamne! Da, o să spargem chestia asta. Bine că sunt peaceful. Mie nu-mi place să fiu. Wow, este Steel Sword. Steel Sword, măi. Bucket of Forge? Mamă. Lasă, ole. Tin. Mă rog, pe noi ne interesează Smite 1 și Smite 1. Tinu și cupru n-avem nevoie să fac ușor. Bă, dar avem de asta, măi, care se găsește mai greu. Ușa. De asta nu știu ce faci cu ea. Fire aspect până aici. Restăm și chestia asta. Bine, ok.
Cacao Beans. Bă, știam eu că va fi bine când voi merge aici. Da, nu știu ce. Tot în lumea mea de survival în care făceam... Da, acesta e un studiu de albine din mină. Deci am făcut eu în acel... Deci am eu în acel frumos verdorbă de albine. Nu! Nu-mi place. Poate o să-l scot. E, na, no. Cum să scot eu așa ceva? Să știți că m-ai luat un mod. Modul mutant creatures. Jucam foarte despre el mai de mult. Era modul meu preferat. Îmi plăcea foarte mult gheara aia a Enderman-ului. Cum mă teleportați acolo până acolo. Dacă nu știți modul, uitați-vă pe YouTube. Că mulți fac moduri cu mutant creatures. Mutant creatures. Bă, dar prea mult iron. Bine, gata, las, măi, că e prea mult. Prea mult. Și se putea noi să nu avem un lătrat de câine pe fundal? Se putea. Se putea să nu. Deja plin. Stați o secundă. Bine, și m-am întors. Am închis o ușă ca să nu se mai... Oh, Doamne. Ca să nu se mai văză câinele. Deja aveam deschis o ușă. Bă, noi fără lumină aici, ce e asta, băi? Așa parcă trebuia să dea lumină. Ha, super, măi! Bețe! Oh, Doamne. Aveam bețe în inventar. Și ca să nu-i rosim degeaba să-l aruncăm pe jos, mai bine felul ăsta. După aceea mergem acasă. Să punem și noi în chest. Să mai facem un chest. Dacă noi nu o să meargă. Nici să... Nu prea. N-avem nevoie de tot ăsta. Lasă-l, dă-l încolo. Dacă o să mai avem nevoie, venim aici. Noi acum trebuie să mergem acasă. Mi se pare că e noapte, da? E noapte. Dar uite mă, așa. Așa, și eu sunt pe unul pom 5, pom 2, deci n-a să avem cai. Genial. Ca să instalez măcar un mod cu cai. Bine să fie, mă. Măcar unul. Din două oase. Bine. Hai, ulf. Haide. Hai, prin cealaltă mate. Bă, poate mai găsăm și noi un loc ca să... Ca să avem mai mulți. Oricum, casa asta... Oh, haide-ul. Intră, intră. Așa, tu stai aici. Oricum, casa asta nu va fi permanentă. Normal, uitați-vă și voi cât de urât e. O să facem și altă casă, mult mai frumoasă. Avea un gol, acest chest. Dar mai întâi o să avem nevoie de materiale. Deci o să mai dureze. O să vreau cu... Ia mă. Unde e mă? A, uitați aici, coațual, face așa, dar e foarte frumos, mi-mi place. O să vreau să pun ca gard, ca pereți, că la nu-i gard, la casă. Ați înțeles? Cât a trecut, măi? 9 minute. Să închid eu pe acum. Pare rău, dar... Cam pe acum trebuie să închid. Îmi pare rău dacă a fost așa de puțin. După 10 minute că poate mă lungesc și nu mai merge să lăunesc.
Un ulf. Yeah, dă-i ulf. Hai cu mine. Bă, putem să-i înmulțim și să facem o armată de ulf. Hai, ulf, ulf, ulf. Bă, avem carne. Am mâncat carne de asta. Alo, ulf. Intră. Intră, poftim, ție. Poftim și ție. Ce să faci scris? Haide, 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 haide! Așa, stați voi jos. Să facem o armată de câini. Să facem o dată și o dată în coțe. În cote de câini. Bine, lumea, eu am fost Ulf. Aceștia au fost cățelușii mei. Aaa, cățelușii drăguți. Bă, baby-ul văd că are pierdut din viață. Așa are el. Că e mai mic. Am fost Ulf. Aceștia au fost cățelușii mei. Drăguței. Acela a fost un stup de albine. Ne vedem data viitoare. Pa!